dumneavoastră, Doamne, fiecare a venit, Doamne, cu stări diferite, Doamne, și cu dispoziții diferite și pe unde mulți dintre noi, cu inimi diferite, Doamne, înainte de toate, înainte de a păși, Doamne, mai departe în închinare, vrem, Doamne, să venim înainte de așa începe iertare, Doamne. Venim, Doamne, poate trânului, Doamne, și vreau să mărturisim, Doamne, că nu mai vrem să fim la fel, Doamne. Știm, Doamne, că Tu ești cea care poți să privești adânc în inimile noastre și Tu ești cea care poți să aduci schimbarea, Doamne. Te rugăm, Doamne, să aduci schimbarea și transformarea, Doamne, a omului nostru, uite din nou într-o, Doamne, și noi, Doamne, astăzi te rugăm, Doamne, să aduci această schimbare, această transformare, Doamne, după voia Ta. Doamne, știm că numai Tu o poți face și o faci după voia Ta, care, Doamne, știm atât de bine că este o voie bună, o voie plăcută, o voie desăvârșită. Doamne, ne rugăm în această dimineață, Doamne, pentru inimi deschise. În primul rând, Doamne, mă rog, pentru Mircea, Doamne, deschide gura să rostească cuvântul Tău, Doamne, și mai apoi, mă rog, Doamne, pentru fiecare persoană, Doamne, care este în locul acesta și să aibă o inimă deschisă, Doamne, și să primească cuvântul rostit, Doamne. Nu contează, Doamne, starea în care ne aflăm, Doamne, poate mulți sunt în neliniște, în deznădejde, Doamne, în suferință fizică, Doamne, sau poate sunt într-o stare de bucurie și de apreciere, Doamne, așa cum suntem. Vrem, Doamne, cu viețile deschise să stăm înaintea Ta și la dispoziția Duhului, Doamne, și Te rugăm, Doamne, sfințește, Doamne, schimbă, Doamne, și transformă mințile noastre, cercetează, Doamne, astăzi pe fiecare. Pentru slava numelui Tău, Doamne, Te rugăm, numele Tău să fie slăvit în acest loc și în sus în cer. Amin. Amin. Tatăl nostru, venim în fața Ta nu ca și individual, ci venim ca o biserică și vrem să spunem că Te iubim și Te lăudăm. Doamne, vrem să spunem să se facă voia Ta și în ziua de astăzi. Și vrem să spunem că vrem să venim măcar un pas mai aproape de Tine. Și Doamne, vorbește-ne și în această zi și vrem să spunem, facă-se voia Ta, adică acum și până în veci. Amin. Amin.